motivul pentru care se manifestă distanță chiar și când vă faceți preș este tocmai că vă faceți preș. De N ori am văzut cum fata bună sau băiatul bun care a pus totul pe tavă a fost călcat în picioare și lăsat pentru cineva care, pentru care nu există. Deci pentru third party, deseori, SP-ul tău nu are piedestal. De aia este, aleargă el să obțină validarea ei. Pentru că ea este poate black cat. Îi pasă poate mai puțin. Sau e o altă victimă. Din ce boală îți dorești să mai suferi? Stimă de sine zero. Respect de sine zero. Apreciere zero. Păsare față de sine zero. Nu, eu vreau doar să vină el. Eu plâng să vină el, să-mi dea el sens. Păi de aia nu vine, pentru că nu inspir nimic altceva decât maxim milă. Și nu, nu te iubește acum, așa. Și foarte bine, mai bine să crezi că nu te iubește decât să crezi că te iubește și trebuie să faci ceva să salvezi acea relație. Ascultă ce spun. Unii dintre voi faceți asta pentru că simțiți că mai este ceva ce trebuie să faceți voi, chiar și în 3D, să salvați relația. Voi trebuie să vă salvați pe voi. Voi aveți un copil interior bolnav. Care sunt bolile de care suferă copilul vostru interior? Băi, sunt bolnav de validare. Am un copil interior bolnav de validare, bolnav de atenție. Nu se simte văzut, caută bifar în șurce, alege doar parteneri care o calcă în picioare. Deci asta e cea mai mare trădare de sine, de aia manifestați trădare, de aia manifestați abandon, de aia manifestați abuz. Pentru că voi vă călcați în picioare și faceți reviziile pentru ei și faceți afirmațiile pentru ei. E greu, n-am zis că e ușor, dar vine un moment în care, dacă aveți furie, ar fi bine să o folosiți, că e foarte bună. Furia este emoția care te iubește cel mai mult, să rupi corzile, să zici, băi, mama măsi, până când să fiu eu sclav, până când să fiu eu pe locul 2, de ce să, băi, dar da, chiar de ce să mă tratez așa? Și să acceptați mai bine să fiți singuri o perioadă, că nu e nimeni singur forever o viață, decât să manifestați varianta asta SP-ului. Terminați cu mesajele kilometrice, terminați cu audio-urile de 7 minute. 20 de minute, cât mai rănit. Nu, ascultă ce îi reproșezi, că îți vei afla ce traume ai. Pentru că voi puneți responsabilitatea să vă trateze alții mai frumos decât vă tratați voi. Ești în trigger. Bun, ești în trigger. Primul lucru pe care să-l faci după ce ai terminat cu jelitul este să începi să-ți adresezi cuvinte frumoase, pentru că sigur e o parte din tine bolnavă care a fost rănită. Deci te iei. Ok, ce s-a întâmplat? Păi... poți să încep de la Roxana, ce faci, cum ești? Băi, cum să fiu, sunt praf. M-am întâlnit cu ăla pe stradă, nu m-a băgat în seamă. Ok, dar ce s-a întâmplat de fapt, de ce suferi? Păi de ce să sufăr, mă simt abandonată, mă simt respinsă, mă simt neiubită. Ok, dar de ce te simți tu așa? Păi mă simt pentru că, uite, se pare că nu-i pasă de mine, se pare că... Ok, dar știi că mie îmi pasă de tine, dar știi că eu te iubesc, dar știi că tu ești importantă de fapt, dar știi că tu ești frumoasă, dar știi că ești destul de bună. Dar... și ai început acel dialog vindecător. Pentru că voi, de fapt, vă faceți rău din cauza gândurilor pe care le gândiți. Nu vă face nimeni nimica. Toată realitatea se petrece în căpșor. Adică dacă în cap e iad, e iad din cauza gândurilor tale negative. Deci tot ce este manifestarea SP-ului, banilor, ce vreți voi, este de fapt vindecarea acelui copil bolnav. E o întoarcere la sine.